7 noiembrie. Sfinții 33 de mucenici din Melitina. Sfântul Ieron a fost închis în temniță și împreună cu el și alți 33 de creștini. Înainte de a-și da viața, sfinții au spus: toți voim a muri mai bine pentru Hristos, Dumnezeul nostru, decât închinându-ne idolilor să viețuim în deșertăciune. Tot astăzi este pomenit cuviosul Lazar, făcătorul de minuni. Când s-a născut acesta, s-a văzut în casa lui un nor luminos, semn că pruncul va fi un fiu al luminii dumnezeiești. Iar când au intrat femeile în casă, l-au găsit pe prunc stând drept pe picioarele sale, cu fața spre răsărit, având mâinile strânse la piept în chipul crucei. Cuviosul Lazar a săvârșit multe minuni întru slava lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. E luna lui Brumăriu, iar acestea sunt poate ultimele zile în care mai putem curăța pomii și pregăti grădinile pentru iarnă. Se strâng frunzele și se face focul pentru a îndepărta tot ce nu mai este viu din curte, pentru a avea spor și belșug în anul care vine.